Bună ziua, sunt Mihai Bologan, directorul executiv al companiei Date Inteligente. Astăzi am plăcerea să vă prezint mai multe informații din studiile pe care le-am efectuat pe parcursul lunii noiembrie 2021. Ca de obicei, îndemn toți reprezentanții mass media să utilizeze canalul nostru de Telegram pentru a primi în timp real toate imaginile care apar în prezentarea PowerPoint care este în spatele meu. Nu îndemn pe nimeni să facă poze din transmisiune live. Intrați pe canalul nostru de Telegram, unde toate pozele sunt în calitate foarte bună. Astăzi voi vorbi despre trei aspecte importante care noi le-am analizat în luna noiembrie. Avem o secțiune nouă despre vaccinarea contra COVID-19. De asemenea, avem tradiționalul studiu sociopolitic și avem studiul de audiență pentru luna noiembrie 2021. De asemenea, am pregătit și o secțiune specială pe care o voi anunța la un moment dat. Dar să începem cu vaccinarea contra COVID-19. Am adresat câteva întrebări în omnibusul nostru pentru a vedea care este situația cu vaccinarea. Iar situația este în mod următor. 74% din respondenți au menționat că s-au vaccinat cu o doză completă, e vorba de Janssen. 37% s-au vaccinat cu o doză din cele două, de la alți producători. 37,3% s-au vaccinat cu două doze. Și am întâlnit câțiva respondenți, 0,3%, care s-au vaccinat cu 3 doze sau mai mult. Deoarece vaccinarea cu 3 doze abia s-a început a fi implementată în Republica Moldova, probabil este vorba de persoane care s-au vaccinat și peste hotare. Deci ponderea lor la moment este 0,3%. Mai îngrijorător este faptul că 35,1% nu s-au vaccinat și nu au de gând să se vaccineze în timpul apropiat, iar 14,8% nu s-au vaccinat, dar planifică să se vaccineze în timpul următor. Noi am dorit să vedem în ce măsură datele sondajului nostru corespund cu datele oficiale ale Ministerului Sănătății. Din sondaje reiese că numărul celor vaccinați complet este de 917.016 persoane, iar conform datelor Ministerului Sănătății, 926.795 persoane sunt vaccinate complet, ceea ce arată o convergență foarte bună a rezultatelor sondajului cu datele oficiale ale Ministerului Sănătății. De asemenea, noi am estimat că în curs de vaccinare mai sunt 376.000 de persoane care doresc să se vaccineze sau deja și-au administrat prima doză din două. Dar avem un număr foarte mare de 715.521 de adulți care nu vor să se vaccineze. Menționez că sondajele IDATA sunt făcute pe eșantioane de populație adultă de la 18 ani în sus, iar în statisticile internaționale, de multe ori Republica Moldova este prezentată la capitolul rată de vaccinare ca procent din total populație, și de multe ori se ia un total greșit al populației de circa 4 milioane, pe când noi suntem doar circa 2,7 milioane. Haideți să vedem unde se vaccinează mai intens. Rata de vaccinare este cea mai mare în municipiul Chișinău, 56,4% din populația adultă este vaccinată. În mediul urban 49% sunt vaccinați și în mediul rural 42%, ceva mai puțin. Între bărbați și femei, practic, nu există o diferență semnificativă. Totuși există diferență pe regiuni. Am spus că Chișinăul este pe primul loc, regiunea de nord este pe locul 2 cu 48%, în centru 43% sunt vaccinați. Cei mai puțini vaccinați sunt în regiunile sud, 30,2%, și Găgăuzia, 27,6%. Am vrut să vedem și ce tipuri de vaccine și-au administrat deja sau planifică să-și administreze respondenții, deci aici nu sunt incluși cei care nu vor să se vaccineze. AstraZeneca este pe primul loc, 35%, Pfizer este pe al doilea loc, 24,5%, Janssen de la Johnson & Johnson 10,6%, Sputnik V 7,9%,
Sinovac 48% și Moderna 0,36%. Moderna a apărut recent în Republica Moldova. Noi presupunem că este vorba de câteva persoane care și-au făcut vaccin peste hotare. Din acest considerent, e probabil că unele date colese de sondajul nostru sunt coincide într totul cu cele ale Ministerului Sănătății, deoarece noi am întrebat toată populația, indiferent unde și-au făcut vaccinul, pe când Ministerul Sănătății are doar informația privind vaccinurile administrate în Republica Moldova. Să vedem pe medii de reședință dacă există deosebiri, și ele există și sunt destul de interesante. AstraZeneca este cel mai popular pe departe pentru locuitorii din mediul rural. 40% din ei și-au administrat sau planifică să-și administreze anume acest vaccin. În timp ce în mediul urban e vorba de 29,35% aproximativ, la fel ca Pfizer cu 28,3%. Dacă vorbim de Sputnik V, nu există o preferință în dependență de mediul de reședință, iar Janssen, de asemenea, este un pic mai preferat de mediul rural. Am mai întrebat și o percepție privind administrarea pandemiei. 15,31% au spus că pandemia de COVID-19 a fost mai bine gestionată de guvernul condus de Ion Chicu. 31,39% au spus că pandemia este mai bine gestionată de guvernul Natalia Gavriliță. Cei mai mulți, totuși aproape 36%, au spus că ambele guverne se descurc în aceeași măsură, iar restul, 17%, nu au putut da un răspuns la această întrebare. Aici s-a încheiat prima secțiune și trecem la a doua secțiune. E vorba de studiul sociopolitic, noiembrie 2021. De această dată studiul l-am făcut la telefon, deci metoda este CATI. Studiul din octombrie a fost față-înfață. Numărul de respondenți a fost 1047, cu eroare maximă de eșantionare de plus-minus 2,9%. În eșantion au fost incluse 367 de localități, inclusiv 5 localități din stânga Nistrului. De data aceasta am avut câțiva respondenți din stânga Nistrului, deoarece sondajul este telefonic. Perioada de culegere a datelor a fost 15-25 noiembrie, iar toate datele au fost poderate după mai multe criterii, care le vedeți în slide. Voi vorbi un pic despre structura eșantionului. Avem, ca de obicei, mai multe femei decât bărbați, cred că 59,32% la 40,38%. Avem mai mulți tineri și persoane de vârstă medie decât în eșantionul precedent, ceea ce e normal pentru sondajele telefonice. Oricum, toate observațiile obținute sunt ponderate în dependență și de categorie de vârstă și de sex și de altele. După etnie avem 81,36% moldoveni, 3,35% ruși, 5,31% ucraineni, 5,39% s-au identificat ca români, 1,39% găgăuzi, 1,33% bulgari și 0,37% etnii. Iar eșantionul ulterior a fost ponderat și după etnii. Conform regiunilor, avem 1,34% sunt locuitori din stânga Nistrului. Cei mai mulți chestionați sunt din municipiul Chișinău, 30,37%. Să trecem la rezultate. În general, sunt aceleași întrebări care le adresăm lună de lună. O întrebare a fost suplimentară, dar o lăsăm la sfârșit. În opinia dumneavoastră, lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție corectă sau greșită? Și pentru prima dată, începând cu iulie 2021, am în vedere după alegerile parlamentare, mai multe persoane în sondajul nostru au spus că direcția este greșită decât cei care au spus că direcția este corectă. Astfel, 45% consideră că direcția este greșită, iar 42,7% consideră că direcția este corectă. Totuși, dacă comparăm cu lunile anterioare, din cauza
schimbării numărului celor care nu au putut da un răspuns la această întrebare, totuși iese că ceva mai mulți, 42,7% față de 42,4% luna trecută, consideră că direcția este corectă. Dar din cei care nu au răspuns anul trecut, probabil mai mulți au migrat spre opinia că direcția este greșită. Deci, pe de-o parte avem o stabilitate, pe de-altă parte, mai mulți oameni văd că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție greșită. Deci există un trend descendent clar din iulie 2021. Sondajul a fost făcut imediat după alegeri. Atunci 52,4% din toți respondenți au spus că direcția este corectă. Ulterior, acest procent a început să scadă. În cazul în care duminica viitoare vor fi organizate alegeri parlamentare, 32,2% din respondenți au spus că ar vota cu Partidul Acțiune și Solidaritate, 22,3% ar vota cu blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, atâta timp cât acest bloc se păstrează integru în cadrul Parlamentului, noi vom prezenta de asemenea în acest mod. Pentru Partidul Șor ar vota 6,9%, respectiv sunt 3 partide care ar putea accede în Parlament, de fapt, 3 formațiuni politice, deoarece vorbim de 2 partide și de un bloc. Platforma DAR acum 3,2% și Partidul nostru 2,9%. Sunt 2 partide care nu ar trece pragul electoral, dar sunt relativ aproape de acest prag. Pentru alte partide ar vota 3,2%, restul sunt indeciși. În cine din politicienii din Republica Moldova aveți cea mai mare încredere? Iarăși menționez că aceasta este o întrebare cu o singură variantă de răspuns și de obicei, tradițional, răspunsurile la această întrebare se polarizează pe câțiva lideri naționali și nu există fluctuații foarte mari de la un sondaj la altul. În continuare, cei mai mulți respondenți au cea mai mare încredere în Maia Sandu, 30,6%. Ea este urmată de Igor Dodon cu 12,8% și Ilan Șor 6,1%. Vladimir Voronin se bucură de popularitate în rândul la 3,2%. Aici menționez că este vorba de 3,2% persoane care consideră au cea mai mare încredere anume în Vladimir Voronin, mai mult decât în alții. Renato Usate 2,7%, Ioan Ceban 2,4% și avem 3 persoane noi în acest top care de obicei ori nu intrau, ori aveau procente foarte mici. Este vorba de Igor Grosu 1,4%, Natalia Gavriliță 0,9% și Marina Tauber 0,6%. Așa. În topul mai avem pe Ion Chicu 0,5%, la fel ca Andrei Năstase și Octavian Țicu 0,4%. Deoarece la această întrebare sunt mai multe răspunsuri, mai sunt alți politicieni care au acumulat în total 2,8%. În schimb, 27,5% din toți respondenții nu au încredere în niciun politician. Să vedem cine a fost cel mai activ politician. Este o întrebare care, repet, mie îmi place foarte mult, deoarece ea arată dinamica politică din ultima lună și ea foarte mult corelează cu ceea ce se întâmplă în realitate și ea este mult mai flexibilă decât întrebarea cu cea mai mare încredere. Top cei mai activi politicieni sunt Maia Sandu cu 20,4%. Menționez că întrebarea este una deschisă și o întrebări deschise, de obicei se obțin mai multe răspunsuri, iar cei care sunt în top pot obține și procente mai mici decât la întrebări cu o listă de variante. Pe locul 2, Igor Dodon, 9,8%, pe locul 3, Natalia Gavriliță, 8,5%. Ea se menține și este în creștere din acest punct de vedere față de lunile precedente. În opinia mea, cea mai spectaculoasă creștere o are Andrei Spânu, care a ajuns la 6,3%, la același nivel cu primarul Chișinăului Ion Ceban, care de asemenea a devenit mai activ decât în luna precedentă. O altă creștere spectaculoasă este a Marinei Tauber, care a ajuns la 3,4%,
probabil este legat de campania din municipiul Bălți. A depășit un pic pe speakerul Parlamentului Igor Grosu 3,3%. Ilan Șor are 1,35% în acest capitol și alții care au cel puțin jumătate de procent și au fost numiți de respondent sunt Renato Usatăi, Sergiu Litvinenko, Alexandru Slusăr, Vladimir Voronin și Lilian Carp. De remarcat că există anumite diferențe între modul în care respondenții răspund la întrebare cu încredere și cu cea mai activă persoană. Asta, într-un fel, arată cât de sinceri sunt și cât de obiectiv, deoarece rezultatele sunt diferite, respectiv ei încearcă să răspundă cât mai corect la aceste două întrebări. Dacă vorbim de partid, de cel mai activ partid, ca și anterior, este vorba de Partidul Acțiunii și Solidaritate. El cel mai mult s-a manifestat în ultima lună, 43,4% l-a numit anume pe el. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a fost numit de 18,1%, Partidul Politic Șor de 7,4%, Platforma Demnitate și Adevăr 1,6%, Partidul Nostru 1,2%, iar alte partide în sumă au fost menționate de 1,2%. Circa ceva mai mult de un sfert din respondenți nu au putut numi care partid a fost cel mai activ în luna noiembrie. Cu privire la vectorii externi și unii interni, în ceea ce ține de integrare în Uniunea Europeană, practic din decembrie anul precedent nu se schimbă mare lucru. În jur de 70% în continuare din respondenți, din total, susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Procentul celor care sunt împotrivi este unul foarte mic, deoarece mai sunt și persoane care nu au un răspuns la această întrebare. În noiembrie, 68,38% din cetățenii Republicii Moldova au spus că ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dacă îi comparăm cu anul trecut, octombrie 2020, procentul este mult mai mare, dar începând cu decembrie 2020, deja practic s-a stabilizat la circa 70%. În ceea ce ține de aderare Republicii Moldova la Uniunea Economică Eurasiatică, există anumite fluctuații de la lună la lună, care probabil sunt explicate prin faptul că în acest domeniu nu prea se discută și nu prea se face mare lucru. E de menționat că în noiembrie 2021 avem cel mai mic procent al populației care ar fi în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Economică Eurasiatică. Este vorba de 35%. Similar, a mai fost o situație în iulie 2021, imediat după alegeri, atunci a fost 37,5%. Și în octombrie 2020, înainte de alegeri, de asemenea, a fost un procent relativ mic, 37,8%. Iarăși, eu explic fluctuațiile prin faptul că se discută puțin, respectiv părerile pot să fluctueze foarte mult la o lună la alta. În ceea ce ține de posibilă unirea Republicii Moldova cu România, chiar dacă se discută că puțini susțin această idee, este vorba de 41,2% din total respondenți care ar vota pentru unire. Procentul celor care sunt contra unirii este ceva mai mare, dar mai sunt și indeciși, respectiv diferența deja nu este așa de mare. Astfel atestăm în continuare un procent foarte ridicat al persoanelor care ar favoriza o unire a Republicii Moldova cu România, dar care este în continuare într-o ușoară minoritate față de cei care sunt împotrivă. Deci începând cu februarie anul curent, practic s-a stabilizat la circa 41-42% cei care doresc unirea cu România. În privința la NATO, probabil ca și la Uniunea Economică Eurasiatică, se discută mai puțin, ceea ce provoacă anumite fluctuații de la o lună la alta. În ultimele două luni avem o ușoară descreștere a sentimentului pro-NATO, dar față de august 2020, de exemplu, sentimentul este mult mai puternic. Atunci 20-22% favorizau aderarea la NATO, acum avem 30-31% în noiembrie 2021.
Să trecem un pic la nostalgie. 22,5% din total respondenți ar vota pentru refacerea Uniunii Sovietice. Iar acest procent nu este niciunul înalt, niciunul foarte scăzut. În mai 2021 el a fost de 28,5%, atunci când noi am început să calculăm acest indicator. De atunci un pic a scăzut și pare să se stabilizeze în jur la 22%. Un subiect care este mult mai sensibil pentru noi este ipotetica recunoașterea independenței a Republicii Moldovenești în străinii ghilimele. În noiembrie 2021 s-a ajuns la un alt minim din istoricul observațiilor noastre, care l-am început în mai 2021. Astfel, doar 17,8% din populația adultă ar susține recunoașterea acestei regiuni drept una independentă. Și față de iulie 2021 avem o scădere destul de importantă, de la 25,3% până la 17,8%. Deci tot mai puțin moldoveni ar favoriza recunoașterea independenței Transnistriei. În schimb, în noiembrie a crescut ușor ponderea celor care ar favoriza ieșirea Republicii Moldova din CSI și aici avem practic o paritate între cei care sunt pentru și cei care sunt contra ieșirii țării noastre din comunitatea statelor independente. Acest subiect, de asemenea, nu se discută foarte mult și aici tot avem anumite fluctuații de la lună la lună, dar care arată anumite sentimente. Deci, la moment, cam există jumătate la jumătate. Și am promis și o întrebare suplimentară la cei ce noi de obicei prezentăm. În noiembrie s-au împlinit 100 de zile de activitate a guvernului Gavriliță, iar începutul culegerii datelor cam a coincis cu acest eveniment. Respectiv, noi am întrebat respondenții cum apreciază activitatea guvernului în aceste 100 de zile. Astfel, 34%, circa o treime, au spus că apreciază în mod pozitiv această activitate. 32% au o opinie neutră, 23% apreciază drept negativ această activitate, iar restul, 11,4%, nu au dat un răspuns la această întrebare. Deci, o treime din respondenți favorizează modul în care a fost condus guvernul în primele 100 de zile. Și acum urmează o secțiune specială. Ea nu era planificată, deoarece noi nu eram siguri că vom reuși cu culegerea și prelucrarea tuturor datelor, dar vom vorbi despre alegerile locale din municipiul Bălți, o temă care ne-a tras atenția, în special după rezultatul destul de surprinzător din primul tur. Și ne-am aplicat o metodologie specială de a culege datele, utilizând atât culegere CAPI, CATI și CAVI, anume culegere în teren, culegere la telefon și culegere utilizând un panel de adrese de e-mail, adică prin sondaj online. Haideți să vedem în ce direcție se mișcă lucrurile în municipiul Bălți. O treime, 33,6% din locuitorii municipiului consideră că direcția este una corectă. Pe de altă parte, aproape jumătate, mult mai mulți, 47,5% consideră că în Bălți direcția este greșită. Deci lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 19% nu au dat un răspuns. Menționez că la nivel de țară, ponderea celor care consideră că direcția este corectă este mult mai mare, circa 42-43%, iar în Bălți există un pesimism în ceea ce ține direcția în care se îndreaptă orașul. Am vrut să vedem în comparație cu primul tur cu cine ar vota alegătorii din Bălți în turul 2. Și deci am observat mai multe chestii interesante. Dacă vorbim despre trei candidați importanți care au pierdut alegerile în primul tur, vorba de Boris Marcoci, Alexandru Nesterovski și Nicolae Kirilciuc, mai mult, sau cel puțin jumătate din cei care i-au votat în primul tur, nu planifică să vină să voteze în turul 2.
Un alt indicator interesant este procentul celor care au votat în primul tur pentru câștigătorii și care vor vota cu același candidat și în turul 2. Astfel, 87% din cei care au votat în primul tur cu Marina Tauber o vor vota din nou și în turul 2. Iar în cazul lui Nicolae Grigorișan este vorba de 75%, deci ceva mai puțin. Pe de altă parte, 1% din cei care au votat-o pe Marina Tauber îl vor vota pe Nicolae Grigorișan în turul 2 și 7% din cei care l-au votat pe Nicolae Grigorișan în primul tur o vor vota pe Marina Tauber în al doilea tur. Deci ne așteptăm o migrație interesantă de voturi între acești doi candidați. Dacă vorbim despre cei care au pierdut, ceva mai mulți susținători al lui Boris Marcuci îl vor vota pe Nicolae Grigorișan, 24% din cei care au votat în primul tur cu el, iar 20% vor vota pe Marina Tauber. Din susținătorii lui Alexander Nesterovski, 28% vor vota pe Marina Tauber și 21% pe Nicolae Grigorișan. Deci aici avem deja un avantaj pentru Marina Tauber. Iar din cei care au votat cu Nicolae Kirilciuc, 33% vor vota pe Marina Tauber și 17% pe Nicolae Grigorișan. Ne așteaptă alegeri foarte interesante la Bălți. Duminică vom afla probabil și rezultatele. Haideți să vedem care sunt problemele cu care se confruntă bălțenii. Noi le-am dat o listă de subiecte și am întrebat dacă ele reprezintă sau nu o problemă pentru municipiul Bălți. Și în baza acestor întrebări am întocmit și un clasament. Cel mai mult pe bălțenii deranjează faptul că serviciile comunale sunt scumpe, 67,8% au spus acest lucru. Și menționez că întrebarea asta noi am adresat-o înainte ca efectiv bălțenii să înceapă să achite mai mult și mai mult pentru serviciile comunale. 64% din respondenți consideră că pensiile mici sunt o problemă. 63% consideră că corupția din instituțiile locale, publice, este o problemă pentru Bălți. Deci aproape 2/3 văd corupția din administrația locală ca o problemă. 62% consideră că salariile mici sunt o problemă. 58% sunt deranjați de starea instituțiilor medicale, care fie necesită reparații, fie necesită mai multe medicamente sau cadre calificate. 55% sunt deranjați de lipsa locurilor de muncă în municipiu. 44% consideră că alcoolismul este o problemă în municipiul Bălți și 43% consideră că consumul de droguri este o problemă pentru municipiul Bălți. Sunt procente foarte mari și probabil că următorul primar ar trebui să atragă atenția asupra acestor indicatori. De starea trotuarelor sunt deranjați 37%, de starea curților, blocurilor la fel, de nivelul criminalității 36%, de lipsa locurilor de parcare 35%, de starea clădirilor 30%, de calitatea studiilor în instituțiile de învățământ 28%, de lipsa locurilor de agrement și odihnă 27%. Ceva mai puțin, bălțenii sunt deranjați de gunoi, de starea străzilor principale, de starea piețelor agricole, de circulația transportului public, de accesul la grădinițe, de starea parcurilor și de iluminatul stradal. Acestea sunt aspecte unde bălțenii preponderent consideră că nu este o problemă. Este foarte interesant că în Bălți s-a schimbat mult vectorul politic și noi am dorit să scoatem această în evidență. Dacă anterior era o dualitate sau era un triumvirat între partidul nostru, Partidul Socialiștilor și PAS, iar Partidul Șor era un partid mic, minoritar, la moment, înaintea turului 2, se pare că cei mai mulți bălțeni ar vota anume cu Partidul Politic Șor, 27,5%, ceva mai puțin, circa 22% ar vota cu blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, 20,4% ar vota cu PAS și partidul nostru probabil este formațiunea politică care a avut cel mai mult de suferit în urma acestor alegeri.
doar 11% răbăta cu acest partid, deși tradițional acest partid întotdeauna întrunea multe procente în bălți. Alte partide, practic, nu sunt populare, doar 0,6% din respondenți. Aceasta a fost secțiunea specială, sper că o veți aprecia. Și trecem la ultima secțiune, la studiul de audiență, unde noi am modificat modul în care prezentăm unele date, și anume ceea ce ține de audiență propriu-zisă. Haideți să începem cu televiziunea. 63,3% privesc zilnic sau aproape zilnic televizorul, iar 16,1% nu au privit televizorul deloc în ultimele 3 luni. Schimbări radicale de la lună la lună aici nu se întâmplă. Dintre cei care privesc televizorul cel puțin săptămânal, cei mai mulți au privit cel mai des, anume Jurnal TV. Deci 17% din respondenții care privesc televizorul cel puțin săptămânal au privit cel mai des și cel mai mult ca durată Jurnal TV. În acest clasament mai avem Prime TV cu 11,6%, Moldova 1, Postul Public 10,8%, Familia de Posturi NTV 9,1%, Familia ProTV 8,7%, Familia RTR 7,3%. Spun de familie doar ceea ce include toate posturile din atât locale cât și străine din aceeași familie. Primul în Moldova 5,6%, TV8 5,2%, Publica TV 4,6%, TV6 3,8%, Canal 3 2,4%. Și avem două posturi mai noi în acest top care au depășit 1%, vorba de TV 1000 care prezintă filme, cât știu, și postul TNT 1,6%, probabil datorită unei emisiuni de divertisment care între timp s-a închis, din păcate. Asta e topul pentru luna noiembrie. Haideți să vedem care este audiența fiecărui post important. Explic pe scurt care este metodologia. Noi am întrebat respondenții dacă ei au privit în ultimele 30 de zile cel puțin o dată, cel puțin 15 minute consecutiv fiecare din aceste posturi TV. Ulterior, făcând o corelație cu numărul populației adulte care privește televizorul din Republica Moldova, am estimat cam câte persoane au privit fiecare din aceste posturi TV, iarăși, cel puțin 15 minute consecutiv în ultimele 30 de zile. Și să vedem care sunt audiențele. Deci, Jurnal TV a fost urmărit de 1.033.000. Pro TV a fost urmărit de 1.010.000. Postul Primul în Moldova a fost urmărit de 984.000 de persoane. Prime TV de 971.000 de persoane. Moldova 1, 929.000. Publica TV, 918.000. Familia RTR, 896.000. TV 8, 849.000. Familia NTV, 834.000. Canal 3, 705.000 persoane. TVR, inclusiv toate posturile, TVR, 952.000. Și TV 6, 592.000 și TV6 573.000. Deci acestea sunt persoane care au privit televizorul măcar 15 minute fiecare din acest post. E normal că o persoană care privește televizorul urmărește mai multe posturi TV, astfel că aceste date nu se sumează de simplu motiv că o persoană putea să privească chiar și toate aceste posturi TV. Deci la principalele posturi din Republica Moldova avem o audiență care variază cam de la 500 și ceva de mii până la puțin peste 1.000.000 de persoane care măcar un pic privesc acest post. Haideți să vedem după mediul de reședință cât la sută din cei care privesc televizorul au privit și fiecare din aceste posturi. La Jurnal TV avem aproximativ același procent pe urban și rural. Urban avem 66,5%, rural 64,6%. Pro TV, de asemenea, procentul nu variază mult. Ceea ce se schimbă este la Prime.
La Prai mai avem în mediu urban 58,3%, iar în mediu rural mai mare 63,9%. La primul în Moldova avem aproximativ aceeași situație, urban 56,8%, rural 66,4%, iar la nivel rural este chiar pe locul 2 din toate. La Publica TV avem un pic, prevalează mediul rural, TV8 este urmărit în egală măsură și de urban și rural 53,7%. Moldova 1 este postul care este preponderent urmărit în mediul rural, unde 66% din respondenți au privit măcar o dată postul în ultimele 30 de zile, în timp ce urban are doar 49%, deci este mai puțin urmărit pe urban. O situație similară este la NTV Moldova, 58,1% pe rural, 45,5% pe urban. Canal 3 desemnă un pic mai mult în rural. Aceasta se explică inclusiv prin faptul că în mediul rural, în general, se privește mai mult televizorul decât în mediul urban. Haideți să vedem cine în luna precedentă a fost top TV la capitolul divertisment. Și pe primul loc se menține Jurnal TV. 17,6% au considerat că anume acest post a excelat la capitolul divertisment în luna precedentă. 15,1% au numit postul Prime, deci avem în continuare două posturi care stau foarte bine la acest capitol, divertisment. Alte trei posturi importante, ProTV 8,9%, NTV 8,6%, postul Public 8,1%. Și au mai fost numite, primul în Moldova 6,2%, RTR 6,1%, TV 8 4,7%, TV 6 4%. Familia NTV 3,1%, iarăși probabil datorită acelui show care s-a închis. Canal 3 2,8%, STS Moldova 2,2%, Publica TV 1,7%. Mai fost numite multe alte posturi care în total au 9,3%, dar individual au procente destul de mici. Să vedem în opinia respondenților care post TV reprezintă cele mai corecte știri, informații și reportaje. Și aici avem un avans considerabil pentru Jurnal TV. 24,6% consideră că anume acest post prezintă cele mai corecte știri, informații și reportaje. Pe locul 2, ProTV, 12,8%, Prime TV are 9,7% pe locul 3, Moldova 1, 9,5%, Publica TV, 8,2%, TV 8, 8,1%, Primul Moldova, 5,8%, NTV Moldova 5,6%, RTR 3,9%, TV6 3,3%, Canal 3 1,9% și a apărut N4 cu 1,5%. De obicei acest post apare destul de rar în topuri la întrebările adresate în cadrul studiilor de audiență, IDATA. Să vedem topul emisiunilor TV pentru ultima lună. Dacă în luna precedentă am avut o eroare nu atât metodologică cât de percepție a populației. A fost numită intens o emisiune care de fapt nu mai păruse pe post timp de o lună și noi pur și simplu am exclus acel procent. În noiembrie deja publicul a conștientizat că această emisiune nu există, respectiv dacă comparați datele din această lună cu datele din luna precedentă, veți observa că, în general, procentele sunt un pic mai mari la aceste emisiuni prezentate. Pe locul întâi rămâne Vorbește Moldova de la Prime TV, 16,7%, consider că această emisiune le-a plăcut cel mai mult în ultimele 30 de zile. 100 de moldoveni au zis de la același post Prime, 11,31%. Emisiunea Poli Ciudes de la ORT a ajuns pe locul 3, 7,9%. Secretele Puterii de la Jurnal TV, 7,3%. Cutia Neagră de la TV8, 6,8%. Ora de Ras de la Jurnal TV, 6,5%. Și Pus Găvăreat, 5,1%. Acestea sunt, pe departe, emisiunile favorite ale moldovenilor pentru ultimele 30 de zile. Mai menționez câteva emisiuni care au înregistrat cel puțin 1% din respondenți. Este vorba de Ora Expertizei, În Profunzime, Dora Show, Comedy Club, Bună Dimineața, România au Talent,
cabinetul din umbră, doctorii, roata norocului și o seară perfectă. Menționez că la această întrebare, ca și la întrebarea cu prezentatorii TV, răspunsurile au fost deschise, deci nu li s-a dat o listă de posibile răspunsuri. Astfel, iarăși, procentele pot fi ceva mai mici decât dacă am fi dat lista. Să vedem top prezentatori. El, practic, nu s-a schimbat față de luna precedentă. Pe locul întâi, Natalia Cheptine, 14,8%, ceea ce corelează și cu emisiunea pe care o conduce, care este cea mai populară. Lilo Jovan, 10,6%, pe locul 2. Alexandru Kozer, pe locul 3, deși emisiunea sa este pe locul 4. Au făcut rocadă cu Leonid Jakubovici, care are 7,3%. Cumva, emisiunea lui Policides este mai apreciată decât prezentatorul Policides. E o observație foarte interesantă. Mariana Rață are 6,7%, este pe locul 5. Un procent destul de important, între 3-4%, a obținut Emilian Crețu, Lorena Bogza, Anatol Durbală, Angela Gonța, Maxim Galkin, Dumitru Mișin și mai aveam încă 3 persoane care au obținut cel puțin 1%. Este vorba de 3 persoane care nu sunt de Republica Moldova, Dan Negru, Andrei Malahov și Pavel Volea. Ceea ce observăm noi în ultimul timp, comparativ cu începutul anului când am început aceste studii de audiență, este că tot mai mulți prezentatori străini și emisiuni străini apar în topurile noastre, ceea ce este ok, deoarece reflectă realitatea, întotdeauna spectatorul va alege ceea ce este mai interesant sau mai util pentru el. Haideți să trecem de la televiziune la site-uri de știri. Deci, iarăși, nu avem schimbări spectaculoase privind frecvența urmăririi acestor site-uri. Deci, 40,4% din populația adultă urmăresc site-urile practic zilnic și aproximativ aceeași pondere nu urmăresc deloc știrile pe internet. Deci, noi am discutat cu cei care deschid măcar o dată în săptămână aceste site-uri și să vedem în opinia lor care portal prezintă cele mai corecte știri și informații. Iar pe primul loc avem portalul știri.md, 19,6%, ProTV.md, 15,9%, iar Jurnal.md, 14,9%. Aceste site-uri sunt pe departe cele mai apreciate din acest punct de vedere și urmărite de către respondenți. Pe locul 4 avem Point.md, 9,4%, un site are 9%, TV8.md, 6,4%, Sputnik.md, 4%, ca și Unimedia, deci la Unimedia probabil e vorba de 2%. Realitatea Media 1,9%, Publica Media 1,7%, Agora.media 1,6%, Timpul.media 1,2%, Moldova.org 1% și Deschide Media 0,8%. Aici noi am dat o listă cu cele mai populare site-uri, conform sondajelor anterioare IDATA. De asemenea, au mai fost numite multe alte site-uri care au acumulat în total 4,9% din răspunsuri. Să vedem de pe ce site acești respondenți care urmăresc relativ des știrile pe online s-au informat cel mai des. Și aici avem deja 4 site-uri care ies în evidență. Știri Media 18,3%, Jurnal Media 15,2%, aproximativ la egalitate Point.md 12,8% și ProTV 12,6%. TV8 urmează cu 8,3%, un site 5,6%, Unimedia.md 3,7%, Sputnik.md 2,5%, alte site-uri care au obținut între 0,8% și 1,5% sunt Agora.md, Dies.md, Realitate.md, Publica.md, Timpul.md, Moldova.org, Deschide.md. Ca să demonstrez printr-un caz simplu diferența între răspunsurile la această întrebare și la întrebare anterioare, pot remarca, de exemplu, prezența în top la această întrebare a portalului Dies.md, care este un portal generalist,
un pic specificat, specializat în general pentru tine. Și respectiv el este un portal vizitat des, dar nu mai des probabil ca multe altele. În schimb, el nu apare la topul știrii, deoarece nu este propriu zis un portal de știri. Astfel pot fi explicate mai multe diferențe dintre răspunsurile la întrebarea aceasta și cea anterioară. Haideți să trecem la altă sursă de informare, la posturi de radio. Ca de obicei, circa 30% plus minus ascultă radioul zilnic. N-a fost excepție și luna precedentă, 29,7% au ascultat, iar mai mult de jumătate, 53%, au spus că nu au ascultat deloc niciun post de radio. Ulterior, am rugat să numească ce posturi de radio au ascultat cel mai des și fiecare respondent a putut numi chiar până la 8 posturi de radio, ceea ce înseamnă că noi acoperim practic toate posibilitățile, adică sunt foarte puțini respondenți care ascultă 8 posturi de radio, respectiv noi practic am acoperit toate posturile care sunt ascultate. Și prezentăm rezultatele ca audiență, nu ca procent, ca anterior. Haideți să vedem ce audiență națională, și aici menționez că este doar dreapta Nistrului, am exclus câteva persoane care au din stânga Nistrului, și este vorba de 280.538 de persoane, ascultă Radio Play. 265.316 au ascultat Radio Noroc în ultimele 30 de zile. 244.044 persoane au ascultat Radio Moldova. 210.000 au ascultat Hit FM. 136.000 au ascultat Kiss FM. Circa 120.000 au ascultat Ruskoe Radio. Jurnal FM au ascultat circa 77.000. Retro FM 63.000. Nova Radio 45.000. Europa Plus 38.000, Aquarel FM 30.000, Publica FM 29.000, Postul din Găgăuzia, GRT FM 25.000, Micul Samaritan 19.500, Radio Studentus 14.000 și avem sub 10.000 Megapolis FM, Vocea Basarabiei, Diaspora FM, Muz FM, Drojne Radio, Radio Orhei, Radio 7. Pentru posturile care au aici audiență mică, eroarea de eșantionare este un pic mai mare, deci la ei ar putea să fie fluctuații ceva mai mari într-o direcție sau alta, dar pentru principalele posturi de radio, audiența este cât se poate de exactă. Cât de des accesați rețelele de socializare? Iarăși, nu sunt schimbări importante față de lunile anterioare. 62,5% accesează cel puțin o rețea de socializare zilnic sau aproape zilnic, iar 23% sunt cei care afirmă că în ultimele 3 luni nu au utilizat nicio rețea de socializare. Haideți să vedem audiența pe rețelele de socializare. Iarăși, nu prezentăm procente, deoarece posibil mulți nu înțeleg cum se calculează aceste procente, de ce prezentăm audiență în persoane. Deci, în ultimele 30 de zile, cel puțin săptămânal, 1.385.000 de persoane au utilizat Facebook. 468.000 au utilizat Instagram-ul. 320.000 au utilizat Одноклассники. 208.000 au utilizat rețeaua TikTok, 81.500 au utilizat Telegram-ul, 75.000 au utilizat ВКонтакте, circa 24.000 s-au folosit de LinkedIn, 12.000 de Twitter, 6.000 de Clubhouse și pe Snapchat au stat circa 4.000. În cazul la Twitter, LinkedIn, Clubhouse și Snapchat, procentele pot să varieze relativ mult într-o direcție sau altă, deoarece întotdeauna ponderea celor care utilizează aceste rețele în cadrul eșantionului este mică, dar ca fapt divers este pentru prima dată când Clubhouse depășește orice altă rețea
dar rămâne în continuare utilizată de un număr destul de marginal de cetățenii Republicii Moldova. Iar despre Facebook se discuta foarte mult în procente. Noi am estimat că Facebook este utilizat de mai multe persoane decât, de exemplu, este privit orice post TV din Republica Moldova, unde ați văzut că audiența este de puțin peste 1 milion la cele mai populare posturi TV. Despre ziare și reviste, dacă noi la un moment dat am renunțat să întrebăm despre frecvența citirii revistelor și care sunt cele mai favorite, din cauza că foarte puțini moldoveni citesc reviste. În privința ziarelor, noi ne-am confruntat cu două probleme. Foarte puțini moldoveni citesc ziare și foarte mulți respondenți care spun că citesc ziare, de fapt încurcă noțiunea de ziar tipărit cu o variantă online a ziarului sau unui portal. Respectiv, noi am renunțat să mai întrebăm respondenții despre ce ziare citesc. Noi doar putem constata, nu știu, cu tristețe sau nu cu tristețe, că ziarele încet mor, iar locul lor este luat de site-urile de știri care au audiențe foarte mari. Noi, în cadrul sondajelor noastre, prezentăm anumite date care sunt publice. Noi ne străduim ca întrebările să nu varieze de la o lună la alta, ca cei care ne urmăresc să poată vedea și o anumită dinamică. De asemenea, din datele pe care noi le culegem, noi putem face foarte multe alte analize, prezenta dinamici, dezagregări. Respectiv, noi putem oferi aceste date cu un scop comercial, solicitare. Ne puteți contacta pe adresa contact@aronidata.md, ne puteți găsi pe pagina de Facebook și vă invităm să ne urmăriți și pe Telegram. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi și o săptămână cât mai reușită.